Arestare de ultimă oră. Cristian Riza, condamnat penal în România și fugit în Moldova, a fost arestat și este extradat în România la această oră, anunță TV8 din Moldova. Fostul deputat român Cristian Riza, condamnat penal în România pentru corupție, a fost arestat. Potrivit surselor TV8, acesta este extradat în această seară în România. Cristian Riza s-a înscris pe lista partidului Noi pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Riza s-a retras după ce CEC a stabilit că acesta nu poate rămâne în cursă deoarece nu deține cetățenie moldovenească valabilă. Bun, la această oră, fostul deputat din România, Cristian Riza, spune TV8, a fost arestat și va fi extradat în România. Echipele noastre sunt deja la aeroport. Dacă se va întâmpla acest lucru, vom transmite în direct.